Lăudat să fie Dumnezeu pentru că ne cercetează cu harul Său. Pentru că în inimile noastre de carne simțim cercetarea Duhului Sfânt. Și lucrul acesta ne încurajează pentru că ne confirmă prezența lui Dumnezeu în noi și între noi. Este lucru mare să simți prezența Domnului. Este mai mult decât să vii la adunare. Domnul să fie lăudat. Îngăduiți-mi să citesc în seara aceasta din Exod, capitolul 20. Să vă rog să deschideți Scriptura la pagina 80, Exod, capitolul 20. Am citit acest pasaj de dimineață și în seara aceasta o să citim selectiv. O să citim doar cele 10 porunci, fără pasajul care însoțesc declarația celor 10 porunci. Așa că o să începem cu versetul 3, să citim versetul 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15 și 17. Versetul 3. Prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Versetul 4, a doua poruncă, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Porunca 3, versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeul tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Următorul verset, porunca 4. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Versetul 12, porunca 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Porunca 6, versetul 13, să nu ucizi. Porunca 7, versetul 14, să nu prea curvești. Porunca 8, versetul 15, să nu furi. Porunca 9, versetul 16, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Ultima poruncă, versetul 17, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta lui, robul lui, roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui lui, al aproapelui tău. Amin. Doamne, binecuvântă-ne așa cum stăm înaintea Ta. Binecuvintează cuvântul pe care l-am citit și fă să descoperim în el lucrurile de care avem nevoie. Tu ne cunoști pe fiecare, ne cunoști plusurile și minusurile. Doamne, ridică-ne! Doamne, consolidează-ne credința! Doamne, ajută-ne să ne dezvoltăm caracterul, să creștem, să ne maturizăm și să te bucuri de noi prin faptul că vom deveni roditori. În numele Domnului, te rog, înnoiește-ne viziunea, ridică-ne, folosește-te de noi, fă-ne influenți în lumea asta, umple-ne de Duh Sfânt și binecuvintează-ne după voia și planul Tău. Adunarea stă înaintea Ta, binecuvintează adunarea, Doamne, este adunarea Ta, Dumnezeule, binecuvintează-o, te rugăm, și noi ne întoarcem ca să ne închinăm și să-ți mulțumim. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru ziua aceasta. De dimineață am predicat despre cele 10 porunci. Am vorbit despre două dintre ele în urma unei introduceri care am făcut-o și amintesc faptul că prima poruncă vorbește despre urgența și importanța de a-L pune pe Dumnezeu pe primul loc. Lucrul acesta nu este deloc ușor. Este ușor să predicăm despre prioritatea lui Dumnezeu, însă în mod real nu este ușor, de fapt este imposibil să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc dacă nu primim de la Dumnezeu puterea de a face lucrul acesta. Apoi, am vorbit despre cea de-a doua poruncă, care vorbește despre invizibilitatea lui Dumnezeu și despre tendința de a-L materializa, de a face lucruri care să-L reprezinte în mod vizibil.
Aceasta vorbește despre să nu-ți faci chip cioplit, adică să nu ai o reprezentare fizică, materială, care îl reprezintă pe nevăzutul Dumnezeu. Dumneavoastră știți că idolatria este o atitudine greșită care exprimă o dorință bună. Oamenii vor să-L vadă pe Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este invizibil, oamenii creează manifestări vizibile ale lui Dumnezeu împotriva poruncii lui Dumnezeu care interzice materializarea sa. În seara aceasta revenim asupra acestui studiu sau cercetării cu privire la poruncile Domnului și ne oprim la porunca a treia, care spune să nu iei în deșert numele Domnului. Asta vorbește despre faptul că trebuie să rămânem aproape de Dumnezeu și porunca aceasta se folosește sau vorbește despre folosirea greșită a numelui lui Dumnezeu prin faptul că oamenii iau în deșert numele Domnului vorbind fără greutate și fără necesitate despre numele lui Dumnezeu. Matei capitolul 15, versetul 8 spune: norodul acesta se apropie de mine, mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Dumneavoastră știți că noi cel puțin o dată în viață am făcut păcatul ăsta. Cel puțin o dată în viață sau dacă nu de mii de ori. Vorbim cu gura lucruri care nu sunt acordate cu inima. Lucruri neînsoțite de simțămintele noastre, neînsoțite de esența sufletului nostru. Vorbim ca să creăm impresii, ca să rezolvăm probleme. Vorbim ca să vorbim, pentru că uneori este nevoie să vorbim. Dar noi nu asociem vorbele noastre cu ființa noastră. Și singurul care vede bine lucrul acesta este Dumnezeu. Porunca a treia vorbește despre a lua în deșert numele Domnului, spunând lucruri greșite sau spunând lucruri care nu sunt acordate cu crezul inimii noastre. Expresia să nu iei în deșert numele Domnului înseamnă în mod literal a înălța, adică să ridici vocea pentru a pronunța numele lui Dumnezeu. Efectiv asta înseamnă să ridici vocea pentru a pronunța numele lui Dumnezeu. De asemenea, expresia să nu iei în deșert se referă la o furtună puternică care lasă în urma ei zona pustie. Nu mai rămân copaci, nu mai rămâne vegetație, furtuna e atât de puternică încât nu se mai vede decât nisipul. Nu se mai vede decât deșertul. Și Scriptura folosește imaginea aceasta a despăduririi în urma unui uragan și spune să nu iei în deșert, să nu lăsați deșert în urma vorbelor voastre. Ăsta este sensul literal al expresiei, al poruncii cu numărul 3. Ce anume ne poate distrage de la rostirea entuziastă și pasională a numelui lui Dumnezeu? Probabil că primul lucru este preocuparea pentru anumite frici, probleme, nemulțumiri. Atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să-L respectăm cu inima. Dumneavoastră știți că noi de multe ori ne-am rugat cu gura și n-am simțit nimic cu inima. Am fost incapabili, am fost absenți, am fost dezinteresați, am salvat imaginea și Dumnezeu ne-a văzut atunci. Dumnezeu ne-a văzut și așteptările Lui au fost înșelate. Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi unii pe alții. Noi suntem niște constructori de impresii, însă Dumnezeu nu folosește construcțiile noastre pentru că El ne cunoaște în adevăr. Noi construim impresii pentru cei din jurul nostru și uneori și ei își dau seama că exagerăm. Dar Dumnezeu niciodată nu este indus în eroare de această tendință noastră de a impresiona, de a-L impresiona pe El sau de a ne impresiona unii pe alții. Uneori ne este rușine să fim sinceri, ne este rușine de puținul nostru, ne este rușine de dezinteresul nostru și încercăm să salvăm situația complicând-o. Apoi, un duh lumesc. În Ezechiel capitolul 33, profetul spune: cu gura vorbesc dulce,
însă cu inima oamenii umblă după poftele lor. De câte ori nu am acoperit noi un păcat cu o aparentă virtute? De câte ori n-am acoperit o prostie spunând un lucru duhovnicesc? Pacea Domnului! Dar numai pace n-am simțit, numai pace n-am avut și numai pace n-am dorit persoanei cu care ne-am întâlnit. Toate aceste ieșiri în decor, toate aceste meschinării, uneori, din nefericire, le practicăm. Ele sunt rușinea noastră. Ele exprimă slăbiciunile noastre și ar fi îngrozitor să nu le recunoaștem. E suficient că am păcătuit atunci, să nu mai păcătuim încă o dată susținând că n-am păcătuit atunci. Sinceritatea este o mare virtute și, dacă vreți, permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Niciodată nu pierdem când ne facem de rușine recunoscând că am păcătuit. Oamenii ne respectă când ne recunoaștem slăbiciunile. Deși noi avem groază, avem fobie să ne recunoaștem slăbiciunile, pentru că ne proțopim încercând să părem extraordinari. Extraordinar este unul singur. Noi suntem plini de slăbiciuni. E adevărat că nu putem nici așa să vorbim toată ziua de slăbiciunile noastre decât înaintea Domnului, pentru că nu ne este necesar. Dar ar trebui să fim cinstiți și, dacă nu se cuvine, să nu încercăm, că nu are rost. De asemenea, neascultarea de Dumnezeu, ipocrizia este uneori motivul pentru care Dumnezeu nu ne ascultă. Pentru că folosim ipocrizia ca să salvăm situația, fără să ne dăm seama că ne îngropăm mai tare. Ascultați-mă, dragii mei, noi nu avem nevoie ca oamenii să confirme faptul că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ar trebui să ne aducem mai des aminte că Dumnezeu ne cunoaște inima chiar acum. Dumnezeu ne cunoaște inima chiar acum. Dumneavoastră nu cunoașteți inima mea acum, dar Dumnezeu o cunoaște. Dumneavoastră nu știți câtă autenticitate există în cuvintele care le rostesc, dar El știe. Dumneavoastră nu vă dați seama dacă ce spun este purul adevăr sau vreau să creez o impresie, dar Dumnezeu știe. Dacă pur și simplu ne-am aduce asta aminte de fiecare dată, am avea foarte mult de câștigat. Suntem oameni mari. Și Dumnezeu se așteaptă să ne ridicăm la nivelul unor oameni mari. O abordare lipsită de entuziasm. Vedeți? Mă uit la dumneavoastră, dumneavoastră vă uitați la mine că noi stăm față în față. Și sincer să fiu, mi-ar place să aveți mai mult entuziasm. Câteodată păreți foarte plictisiți, probabil că și eu par uneori. Păreți obosiți. Păreți că sunteți aici, dar parcă n-ați fi vrut să fiți aici. Ar fi bine să umblăm un pic la treaba asta. Stăm 2 ore aici, dacă e prea mult, le mai scurtăm. Dar măcar să fie foc în timpul ăla cât e. Eu știu că depinde de noi. Spuneți dumneavoastră, cu ce mă puteți ajuta pe mine? Eu mă pot ajuta. Mi-aduc aminte că am fost un derbedeu și Dumnezeu m-a schimbat. Am fost un copil fără părinți și Dumnezeu a avut milă de mine și m-a ridicat. Am plecat în clasa 9-a de la școală, am abandonat școala că trebuia să mă angajez, să muncesc, că n-avea cine să mă întrețină, bunica era oarbă și cu 150 de lei de la CAP nu puteam să mă întrețin. Și Dumnezeu a avut milă de mine și m-a purtat în lumea asta și a fost Dumnezeul meu, mângâierea mea și tăria mea. Ce ar fi putut să facă mai mult pentru ca în seara asta eu să fiu bucuros în fața Lui? Am meritat eu ce sunt astăzi, am meritat eu ce am astăzi. Mi-aduc aminte de prieteni de-ai mei care sunt niște prăpădiți astăzi. Mi-aduc aminte de un coleg de-al meu cu care am făcut antrenament mulți ani în țărâna pământului de mult și au rămas 2 copii fără tată și nevasta lui a rămas văduvă. Și îmi pot aduce aminte de foarte multe lucruri care mă umilesc și îmi dovedesc că numai El este tot ceea ce eu am astăzi ca să mă bucur. N-am avut nicio șansă în lumea asta. Părinții mei au divorțat. Nimeni nu mi-a luat apărarea. Pur și simplu am crescut ca un pom așa, care n-a fost îngrădit de un gard. Și în seara asta vreau să-mi aduc aminte de lucrurile astea, pentru că mă ajută să-i dau Domnului slava care o merită.
Îmi e așa de rușine când uit lucrul ăsta și când stau în fața lui gândindu-mă la altceva decât la faptul că sunt aici, unde și el e prezent. Mă uit la dumneavoastră și aș vrea să aveți mai mult entuziasm. Spuneți-mi, ce ați aștepta să se întâmple să aveți mai mult entuziasm? Atunci când cântăm, atunci când ne rugăm, să manifestăm mai multă plăcere și satisfacție. Noi suntem niște oameni salvați. Noi avem frigiderele pline, noi trăim în America, noi suntem binecuvântați. Noi avem o grămadă de haine, noi avem bani să ne întreținem, să ne cumpărăm înghețată până nu ne mai trebuie. Putem să ne cumpărăm ce dorim de mâncare. Nu înțeleg ce ne trebuie de suntem așa opăriți. Să avem mai mult entuziasm, să cântăm cu mai multă bucurie. Nu credeți că Dumnezeu s-ar bucura de treaba asta? Nu credeți că îi exprimă, de fapt, binecuvântările pe care El ni le dă? Să-i tot dai la un om și el să fie tot așa pierdut și pasiv, parcă te descurajează să-i mai dai. Mă tem că sunt prea sincer cu dumneavoastră și vă supăr, dar mă gândesc nu știu cum să nu vă supăr nici pe dumneavoastră, nici pe Dumnezeu. Credeți-mă că avem tendința să devenim din ce în ce mai pierduți și să uităm că noi avem frigiderele pline și suntem niște oameni fericiți. Ar fi bine să mai călătorim încoace și încolo, să vedem oameni amărâți și nenorociți și să ne aducem aminte că noi nu facem parte din categoria asta de oameni. Pe noi Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și pur și simplu nu mai vedem binecuvântările lui Dumnezeu. Le tratăm ca pe niște normal, ca pe un normal. Și nu e deloc un normal, e un excepțional. Și asta ar trebui să ne smulgă un zâmbet, o recunoștință, să ne smucim, să nu ne suportăm când suntem plictisiți. Vă rog frumos, acceptați treaba asta, să nu ne mai suportăm când suntem plictisiți. Faceți ceva cu lucrul ăsta. Eu aici, dumneavoastră acolo, trebuie să fim un popor bucuros, oameni buni. Trebuie să fim un popor plin de entuziasm și pasionați. Sunt niște oameni nenorociți în lumea asta și Dumnezeu nu este cu ei. Cu noi este Dumnezeu. Nu pentru că suntem meritoși, ci pentru că ne încredem în Domnul Iisus. Și ce dacă am îmbătrânit? E o onoare să îmbătrânești, că dacă nu îmbătrâneam, muream de tineri. Nu-i mai bine să îmbătrânești decât să mor de tânăr? Atunci de ce să ne tot plânge că am îmbătrânit? Cum vreți să trăim mult dacă n-ajungem la bătrânețe? Dacă n-ajungi la bătrânețe, nu trăiești mult. Mor de tânăr. Așa, ce mare poveste că am îmbătrânit. Aleluia că am îmbătrânit. Că în felul ăsta trăim mult și suntem binecuvântați. Să ne vedem copiii copiilor noștri. Să nu ne plânge că suntem bătrâni. Dimpotrivă, mulțumim Domnului că am îmbătrânit. Mulțumim Domnului că am îmbătrânit și putem să descărcăm o parte din experiența vârstei noastre în copilașii ăștia, dacă vor să ne asculte, dacă nu-i problema lor. Că de fapt nici noi nu i-am ascultat pe ea bătrân din vremea copilăriei noastre. Și astăzi regretăm. Am zis că nu știu ce spun. Doamne, și ce bine știau. Noi eram cei care nu știau. Dacă se repetă istoria, să nu vă mirați, că nici noi n-am nimerit-o mai bine. Da, să mă întorc la predică. Atunci când vorbim despre porunca a treia, probabil că cea mai bună aplicație este nu înălța niciodată numele Domnului fără să realizezi ce faci. Nu face asta mecanic. Atunci când înalți numele Domnului, fii conștient de chestia asta și fă-o bine, fă-o cu entuziasm, fă-o cu tragere de inimă. Am ajuns la porunca a patra. Porunca a patra este o poruncă care ne face câteodată să transpirăm că nu știm pe asta noi o ținem sau nu o ținem. Parcă Biserica Adventistă o ține mai bine decât noi. Nici nu știm bine cum explicăm treaba asta. Acum, sigur că eu nu o să mă ocup de lucrul ăsta, ci doar o să spun că porunca a patra vorbește despre ziua de odihnă. Nu intru acum în detalii dacă musulmanii țin bine vinerea ca zi de odihnă, dacă adventiștii și evreii țin bine sâmbăta ca zi de odihnă, sau dacă noi evanghelicii, creștinii evanghelici și cei din bisericile istorice ținem duminica ca zi de odihnă. Acum nu vreau să vorbesc despre lucrurile astea, vreau numai să vă spun că Biblia spune adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Noi avem ca zi de odihnă duminica. Vreau să vă întreb, credeți că este o zi de odihnă?
poate să facă Dumnezeu ceva să devină ziua asta o zi de odihnă? Sau noi ar trebui să facem ceva ca ziua asta să fie într-adevăr o zi de odihnă? Ne ferim să muncim duminica sau profităm că încasăm dublu pe o zi de duminică? Fiți sinceri, dacă este o zi de odihnă duminica, o respectăm? Ziua de odihnă este o zi în care trebuie să ne ocupăm de suflet, de duh, de raportul nostru cu Dumnezeu. Credeți că facem asta suficient de bine? Gândiți-vă la lucrurile astea. Suntem în situația în care trebuie să ne gândim la lucrurile astea. Dacă credeți că sunt lucruri care trebuie corectate, corectați-le. Dumnezeu merită să corectăm lucrurile. Și de fapt și noi merităm. Această poruncă scoate în evidență faptul că, deși Dumnezeu este creator, foarte mulți oameni nu-L respectă ca pe creatorul lor. Romani, capitolul 1, versetul 21 spune că nu L-au proslăvit pe Dumnezeu, nu I-au mulțumit și din motivul acesta mintea lor s-a întunecat și au ajuns în nebunie. Și dumneavoastră știți perversiunile care urmează drept exemplu despre care Pavel vorbește acolo. Prima poruncă vorbește despre adu-ți aminte de ziua de odihnă. Asta însemnează că noi trebuie să ne închinăm în ziua asta de odihnă. Odihna trebuie să fie o stare a sufletului și o stare a trupului. Avem nevoie de o zi în care să ne concentrăm la Dumnezeu, să medităm, să ne gândim la viața noastră spirituală, să ne punem pe cântar, pe un cântar spiritual, bineînțeles, nu pe ăla de acasă. Nu-i rău nici dacă ne punem pe ăla, dar ăla nu ne arată pocăința, ăla ne arată paunții. Să ne punem pe un cătar care ne arată pocăința, să ne verificăm, să stăm cu cine ne întâlnim de vorbă, să vorbim despre Dumnezeu mai mult în ziua asta. Destul suntem numai cu inci și cu taile și cu vânzări de case și cu cumpărări de case. Hai să facem din duminică o zi în care cugetăm la legea Domnului. De fapt, Dumnezeu se așteaptă să facem asta. E o infidelitate față de Dumnezeu să nu facem lucrul ăsta. Vă întreb, de cine credeți dumneavoastră că depinde ca eu să mă schimb? De mine. De cine cred eu că depinde ca dumneavoastră să vă schimbați? De dumneavoastră. Facem un legământ să ne schimbăm de astăzi înainte și să respectăm mai mult ziua lui Dumnezeu, să ne ocupăm doar de lucruri spirituale? Acum nu vreau să vă spun că nu trebuie să faceți mâncare, nu asta vreau să spun, nu mă ocup eu cu lucruri de genul ăsta. E problema dumneavoastră ce faceți, dar eu vreau numai să vă încurajez. Frații mei, folosiți ziua aceasta pentru suflet. Folosiți-o pentru închinare, folosiți-vă pentru întâlnirea cu frații, pentru meditație. Folosiți-vă pentru a lua o hârtie să vă uitați la ultima rază pe care v-ați făcut-o. Știți ce vreau să spun? Am mai spus asta de 1000 de ori. Dumneavoastră știți că sunt câteva pasaje în Scriptură unde sunt îngrămădite exemple de păcate. Unul dintre pasajele acestea este Romani 1. Un alt loc de genul acesta este Galateni 5. Aici sunt vreo 30 și ceva de păcate arătate. Luați-le și puneți-le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 și 8. Trageți o linie și puneți data sus, 22 august, și apoi în dreptul la fiecare puneți de la 1 la 10 o notă de evaluare care arată cum stați în raport cu păcatul ăla. Să zicem bârfa, 5, 8, 0 ar fi ideal. Ei, peste o lună reveniți la diagramă și vedeți dacă numărul crește, atunci înseamnă că mergeți rău. Trebuie neapărat să lucrați la treaba asta. Trebuie să lucrați la treaba asta. Sau să lucrăm la treaba asta, ca să fiu mai cinstit. Și așa cu toate cele 30. Ei, când te concentrezi așa contabil la chestiuni private, dintr-o dată ai șansa să te corectezi, pentru că te uiți în urmă, ce notă ai luat semestrul trecut? Dar semestrul ăsta ești mai rău. Aoleo, păi înseamnă că trebuie să te ocupi mai bine de carte. Ei, dacă avem o pocăință contabilă de genul ăsta, unde lunar
de două ori pe lună sau poate o dată la două luni, ne urmărim ascensiunea sau coborârea, atunci dintr-o dată avem puțin o idee, noi pe unde suntem? Suntem pierduți sau suntem pe undeva? Mai suntem în GPS sau nici nu mai știm pe unde suntem? Dacă așa venim la biserică și ne întoarcem acasă, mi se pare că e prea puțin. Asta o face unul care s-a pocăit ieri. Dar după 50 de ani tot așa să facem? Am sorry, dar mi se pare îngrozitor. Mai aveți tabelul ăla la dumneavoastră? Apoi, porunca aceasta menționează să ții. Aici este ideea de ceva împrejmuit cu un gard pentru a proteja. Asta e ideea. Cuvintele din limba evrească vorbesc mult în imagini și când ni se explică o astfel de imagine ne ajută. Ideea e următoarea: să ții ziua de odihnă are următoarea idee. Un lucru de preț pe care îl ai, îl împrejmuiești cu un gard pentru ca să demonstreze că e proprietatea cuiva. În felul ăsta oamenii nu vor sări gardul să ia lucrurile ăla, că e prea riscant. Dar dacă nu-i gard, oamenii îl vor lua, îl vor crede pierdut și vor spune: am găsit un lucru. Dar nu poți să spui când sări un gard că ai găsit un lucru, poți să spui că ai furat un lucru. Pune gard, pentru că în felul ăsta dovedești că ți-aparține, ține ziua. Pune un gard în jurul ei, să demonstreze că e proprietatea dumitale. Asta e ideea, ideea de proprietate. Pune un gard în jurul la chestia asta. De fapt, ăsta e unul dintre primele lucruri când îți cumperi o proprietate. Îi pui un gard. Gardul spune următorul lucru: nu mai poți trece aici, că eu am cumpărat pământul ăsta, e al meu. Fii cu minte și ocolește-l. Apoi, ziua aceasta spune Scriptura că este sfântă, în sensul că este consacrată. Este consacrată, este dedicată, este pusă deoparte, este închinată lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată că astea 24 de ore sunt a lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată în termenii ăștia? Păi e normal că facem ce vrem cu ziua asta dacă nu gândim așa. Toate sale noastre, și lunea, și marțea, și miercurea, și joia, și vinerea, și ne năpustim și peste ziua lui Dumnezeu și am cucerit-o și pe asta. Doar ne-am pricopsit. Frați, asta e ziua lui Dumnezeu. Și în ziua asta trebuie să ne ocupăm de suflet. Trebuie să cântăm cântări de laudă, să vorbim din Scriptură, să ne încurajăm unii pe alții, în biserică, în familie, oriunde suntem. Să revenim la lucrurile astea care demonstrează faptul că noi știm a cui e ziua asta, n-am uitat. Noi nu-i furăm ziua lui Dumnezeu. Nu ne ajung șase. Dacă El ni le-ar fura pe cele șase și am rămâne fără nimic în afara timpului, asta se numește că murim. Există multe scopuri pe care o zi a lui Dumnezeu le poate avea. Câteva exemple. Asigură-te că în ziua aia te închin lui Dumnezeu într-un fel special, consacrat, într-un fel organizat. Asigură-te că meditezi asupra pocăinței. Unde ești în perioada asta? S-ar putea să fii mai rău ca niciodată, s-ar putea să fii mai bine ca niciodată. Omule, nu fii pierdut așa, simplu fapt că mergi, dar nici nu știi de unde ai pornit și unde te duci, te bucuri doar că mergi. Dar unde te duci? Fă-ți, Domnule, o analiză. Unde ai ajuns? Pe unde te afli? Pe drum. Pe care drum, scumpule? Că lumea e plină de drumuri. Și spre ea tot drum e. Și spre cădere tot drum e. Și spre orice este un drum, și bun și rău. Nu-i suficient să fii pe drum. În ziua asta trebuie să ne gândim la lucrurile astea. Ne numărăm banii sau datoriile de luni încolo. Azi e duminică. Să folosim timpul ăsta pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Să citim din Scriptură. Fiți sinceri, am citit astăzi 3 capitole din Scriptură. Dacă citim 3 capitole pe zi, într-un an de zile terminăm Biblia. Dacă nici duminica nu citim 3 capitole, mâine nu, că sună ceasul ars, ca bolborosește la urechea noastră până ne trezește. Mâine cu siguranță nu prea o să avem multe șanse să citim 3 capitole. Dar astăzi, în ziua Domnului, să nu citești 3 capitole, ăsta mi se pare un păcat urât.
de parcă celelalte ar fi frumoase. E o zi consacrată lui Dumnezeu. Fraților, să nu-i furăm ziua lui Dumnezeu, să nu-i confiscăm ziua lui Dumnezeu. Asta demonstrează lăcomie, neînțelegerea vieții, neînțelegerea proprietății, ci al nostru și ci al lui Dumnezeu. Zecimea suntem pe cale să o confiscăm, ziua suntem pe cale să o confiscăm, nu prea ne mai săturăm, oameni buni. Stabilirea priorităților spirituale. Dumneavoastră să știți că viața e fluidă și se mișcă. De aceea e nevoie să revenim asupra priorităților și să ne uităm. Eu la vârsta mea, 58 de ani, mă aranjează prioritățile pe care le am? Sigur că unele nu fac prea multă cinste. Mă lupt împotriva lor, am un plan. Sunt conștient măcar că nu-mi fac cinste? Mă ocup de treaba asta? Dar așa, dacă călătorim la nimereală unde ne duce vântul, trebuie să avem un plan, să ne uităm un pic la noi, să mai ne verificăm cauciucurile, bucșele, rulmenții, că o să ne sară într-o zi o roată și ne dăm peste cap. Să mai mergem la prăvălie, să ne mai consultăm, să vedem cum stăm cu farurile, cu cauciucurile, cu toate componentele. Apoi, mărturia noastră față de lume. Să știți că oamenii ne studiază, după cum noi ne studiem unii pe alții, oamenii ne studiază pe noi. Vor să vadă în noi o lumină și dacă nu o văd, ne disprețuiesc, pentru că le-am creat așteptări pe care nu le împlinim. Când oamenii aud că noi suntem pocăiți, ei în mintea lor spun: ok, o să mă uit la omul ăsta, poate găsesc ceva bun în el, că m-am săturat de bețivii din anturajul meu și de șmecherii din anturajul meu și de derbedeii din anturajul meu și de pungașii din anturajul meu. O să fiu cu ochii pe băiatul ăsta, pentru că ăsta o să mă inspire, ăsta o să-mi deschidă mintea înspre Dumnezeu. Sunteți siguri că se întâmplă treaba asta? Apoi, să facem o declarație de dependență față de Dumnezeu. În fiecare dimineață să-i spunem: Doamne, ne reînnoim dependența față de Tine, ne subordonăm în mod disciplinat autorității Tale, suntem ai Tăi astăzi. Pregătește-ne mintea să nu acceptăm nimic care să ne scoată de sub autoritatea Ta. Haideți să ne uităm un pic la porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Ăsta este planul lui Dumnezeu pentru familia noastră. Și observați că Dumnezeu oferă o recompensă ca să fii fericit și să trăiești mult. Mi se pare tentantă recompensa. Dacă cineva te-ar chema la lucru și ți-ar spune: $5,000 astăzi vei primi pentru serviciu care îl faci. $5,000? Păi cred că nici n-ai mai respira. Ai muncit până răsuflate. Observați ce recompensă face Dumnezeu: să fii fericit și să trăiești mult. Asta sigur, spre sfârșit vom îmbătrâni, cam asta înseamnă, când trăim mult ajungem și la bătrânețe și ne doare când aici, când acolo sau și aici și acolo, în 3, 4, 5 locuri odată. Mai țineți minte cum spun faptul că e mai bine să fii sănătos decât bolnav? E mai bine să fii bolnav decât mort? Dumneavoastră cum credeți? Gândiți-vă la lucrurile astea, că uneori prea repede ne manifestăm nemulțumirea, dar când ajungi pe la 58 de ani, e normal să fii uzat în anumite componente și să te doară și aici și acolo, nu-i suficientă durerea, dacă mai apare și nemulțumirea, atunci se complică lucrurile foarte tare. Porunca aceasta vorbește despre păcatul de omitere. Este singura dintre cele 10 porunci care implică păcatul de omitere. Toate celelalte vorbesc despre păcate de comitere. Asta este singura care implică un păcat de omitere. Nu omite, nu uita, nu neglija să-ți cinstești părinții. Știi când îți va fi ușor să-i cinstești? Când vor muri. Dar atunci nu mai poți să demonstrezi că-i cinstești. Cinstește-i acum cât trăiesc. E greu, dar nu te-ai aștepta să fie ușor. Nici lor nu le-a fost ușor să te educe, să te crească, să te disciplineze, să te
să aibă grijă de tine, să știi că nu le-a fost greu. Nici nu știu unde este mai greu. Biblia remarcă faptul că în zilele din urmă copiii vor fi neascultători, nesupuși și nemulțumitori. Când vorbește despre copii, înseamnă că vorbește despre ei în raport cu părinții lor. Aveți grijă, cei care sunteți tineri, să nu fiți așa. Într-o zi o să plângeți după părinții voștri, să nu vă mai puteți opri. Și astăzi când îi aveți, nu îi ascultați. Păi asta e treabă, mă, copii? Asta e treabă? Bucurați-vă de ei că trăiesc astăzi. Bucurați-vă. Într-o zi nu vor mai fi, că asta e viața. Oamenii îmbătrânesc și mor. Porunca a șasea vorbește despre să nu ucizi. Ea ar fi simplă dacă s-ar referi doar să nu iei viața cuiva. Însă porunca asta este foarte complexă. Am să citesc din 2 Corinteni, capitolul 12. Mă tem ca venind la voi să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânie, dezbinare, vorbire de rău, bârfă, îngânfări și tulburări. Mântuitorul a explicat aplicația acestei porunci cuprinzând mânia, ura, disprețul și răutatea față de alți oameni. Porunca aceasta nu se referă strict doar la a nu omorâ pe cineva. Dacă ar fi așa, am fi domni. Ar fi simplu. În Levitic capitolul 19, Scriptura spune: să nu umpli cu bârfe în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău, să nu urăști pe aproapele tău și să nu te ridici împotriva lui. De asemenea, în capitolul 19 spune: să nu te răzbuni pe aproapele tău, să nu ții necaz pe el și să-l iubești pe aproapele tău cum te iubești pe tine. Numai gândiți-vă, dacă numai tema asta de casă am avea-o, să-l iubesc pe omul de lângă mine, indiferent cine e lângă mine, că dacă așez eu pe cine vreau, atunci e puțin mai simplu. Dar nu, domne, las pe oricine să vină așa în jurul meu. Și să-l iubești pe ăla de lângă tine cum te iubești pe tine. Ce părere aveți? Cam ce notă ne punem la comparația asta? Oricum, mă gândesc că nu foarte mare. Că dacă ar fi cine vreau eu lângă mine, ar fi mai ușor. Dar nu poate fi numai cine vreau eu. Mai este și cine nu vreau eu. Și atunci nota mică cu aia mare. Haideți să vorbim puțin despre porunca a șaptea. Să nu prea curvești. Să nu comiți adulter. Ideea nevreiește este: pune un zid în calea dezastrului. Exact așa este ideea din nevreiește. Pune un zid în calea nenorocirii. Aduceți-vă aminte de Proverbe 7. Dacă vă aduceți aminte de Proverbe 7, o să facă mai mult sens ce am afirmat puțin mai devreme. M-am uitat la un tânăr neîncercat care se îndrepta, ea a ieșit și ca un bou care se duce la măcelărie. Știți ce e măcelăria? Locul ăla unde se omoară boii. Ca un bou care se duce unde îi se vine sfârșitul, așa se îndrepta tinerelul ăsta neîncercat spre casa cu pricina. Asta este ideea. Pavel spune în Efeseni: curvia sau orice alt fel de necurăție. Astăzi putem să vorbim de foarte multe necurății. Putem să vorbim de pedofilie, de zoofilie, de necrofilie, de toate filiile de pe fața pământului putem să vorbim. Pentru că astăzi perversiunile s-au înmulțit foarte mult. Apropo, tot vreau să predic de 10 ani de treaba asta și n-a fost momentul potrivit. Și nu e nici în seara asta, dar să spun o vorbă. Scriptura nu numește adulterul necurăție. Iar necurăția e un păcat mai mare decât adulterul. Necurăția sunt perversiunile, adică orice relație intimă în alt fel decât cea normală, iar cea normală presupune folosirea organelor sexuale bărbătești și femeiești. Veți spune: nu vorbi despre asta. Bă, vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc despre asta. Oameni buni, astăzi
perversiunea este în floare. Adică nu mai vorbim de faptul că nu e soț și soție. Aia e curvie dacă nu e soț și soție. Dar poate fi soț și soție sau ne-soț și ne-soție și folosesc altă parte a trupului decât cu ce l-a înzestrat Dumnezeu pe bărbat și cu ce a înzestrat-o Dumnezeu pe femeie pentru a avea o relație intimă sub protecția legământului. Aia se numește necurăție și este un păcat mai mare decât curvia. Se numește spurcăciune. Se numește spurcăciune. Citiți Roman capitolul 1 și o să vă îngroziți ce terminologie folosește Dumnezeu pentru perversiuni sexuale. Pentru că oamenii nu se mai satură de divertisment, numai pe dos le fac, de parcă și-au propus să le enerveze pe Dumnezeu. Și la urmă spun, Doamne, Doamne, și la urmă spun, ai milă de noi, dar ai Tu milă mai întâi de tine și nu te mai proțopi în fața lui Dumnezeu enervându-L. În fiecare zi scot sabia în fața Domnului și vrei să-L mai enervezi odată. Oamenii lui Dumnezeu, problema intimă astăzi a devenit foarte complicată. Pentru că nu mai are limită. Vă puteți dumneavoastră da seama să nu mai știe ăștia dacă sunt băieți sau fete? Pur și simplu nu mai știu, a devenit enigmatic. Ăștia nu mai știu dacă sunt băieți sau fete. Nu mi se pare așa complicat să știi dacă ești băiat sau fată. Ăștia nu mai știu, Domnule, nu mai știu. Termenul adulter în Scriptură include impuritatea și necredincioșia. Adulterul este privit în Scriptură ca o renunțare intenționată la statutul uman. Puteți să înțelegeți ce am spus? Adulterul este privit în spiritul Scripturii ca o renunțare conștientă la statutul uman. Sfatul este ca o candelă, învățătura ca o lumină, însă cel ce prea curvește este un om fără minte și singur își pierde viața. Puteți să pătrundeți în înțelesul acestor cuvinte? Ăsta e felul în care ne vede Dumnezeu. Noi ne vedem băieți de treabă. Tocmai de aceea ne împăcăm cu noi, că altfel ne-ar cuprinde o pocăință și am plânge, am vărsat lacrimi ca la chiuvetă. Dar pur și simplu noi ne împăcăm cu noi că ne justificăm pe noi și nu ne vedem așa. Găsim scuze, ne justificăm. Un om păcătos este dat în urmărire generală de Dumnezeu, cum un bandit este dat în urmărire generală de poliție. Cei să-l caută ăștia cu mașinile? Ei, așa neprihănirea, sfințenia lui Dumnezeu îi dau pe oamenii care trăiesc în păcat în urmărire generală. Omul ăsta nu mai are liniște, nu mai are pace, nu mai are bucurie, pentru că mânia lui Dumnezeu îl urmărește. De aceea sfințenia, Biblia spune, să mă înfășoare neprihănirea. Adică când trăiești în puritate, dormi ca un copil, ești liniștit, nu te deranjează nimic, n-ai nicio problemă. Scriptura menționează că Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. De parcă cine să-i judece decât El? Faptul că menționează un lucru banal, că Dumnezeu îi judecă toate păcatele, dar de ce nu spune că Dumnezeu îi va judeca pe bârfitori? Pentru că Dumnezeu judecă orice păcat. Dar atunci când menționează lucrul ăsta, trebuie să ne atragă atenția. Să știți că sunt păcate care au un magnetism mai mare decât altele, iar păcatele de natură sexuală au cea mai mare intensitate de magnetism. Oamenii care trăiesc în păcatele acestea, să știți că nu sunt neapărat oameni care vor să-L supere pe Dumnezeu, dar și-au dezvoltat un stil de viață care îi ține aproape să cadă. Adică tot timpul trăiesc, uite, trăiesc pe dunga asta. Păi mă, nu poți să trăiești o viață întreagă să nu cazi. Poți să nu cazi 5 minute, dar dacă tot stai așa, într-o zi o să cazi. Dă-te, mă, suflete mai încolo. Trage-te înapoi, că nu mai ai un să cazi. Dar dacă toată ziua stai cu un buton pe pornografie, cu un buton pe drăguță, tot timpul numai glume și miștocăreli, dacă tot de asta te ocupi în fiecare zi, păi o să-ți rup gâtul, capul într-o zi. Potolește-te! Trage-te un pic înapoi și teme-te de Dumnezeu, oprește-te! Ajunge, ai avut odată 16 ani, gata!
Ai suflet, omule, ai suflet. Și o singură dată trăiești. Aș vrea să ne oprim și să avem un moment de rugăciune. Nu știu dacă v-a ajutat cu ceva predica din această seară. N-am avut intenția să vă sperii. Am vrut doar să vă spun următorul lucru. Trecutul nostru este plin de bunătatea lui Dumnezeu. Și această atitudine de clemență, de milă a lui Dumnezeu, ar trebui să ne atragă atenția și să ne uităm la Dumnezeu, să-L privim în ochi și să acceptăm că a venit vremea să ne oprim. S-ar putea ca aceste cuvinte să nu se potrivească deloc pentru anumite persoane și să se potrivească de tot pentru altele. Însă, indiferent cum se potrivesc dumneavoastră, știți fiecare în parte, ceea ce vreau să vă spun este că a trecut suficient timp pentru ca să ne dăm seama de unde bate vântul. Nu ne mai putem baza pe carnea asta. Am făcut prea multe prostii în viață bazându-ne pe noi, bazându-ne pe această carne, care de fapt e natura păcătoasă în care noi trăim. A venit vremea să fim mai prudenți. A venit vremea să vorbim mai puțin și mai calculat. A venit vremea să gândim mai mult, că lumea asta, dacă are lipsă de ceva, are lipsă de gânditori și de bărbați. Punct! Nu de bani! Bani sunt peste tot. Lumea asta are criză de bărbați, nu de mascul, de bărbați. De bărbați adevărați și de gânditori. Oamenii nu mai gândesc, că n-au timp. Poate vi se pare ironic, vă rog să mă iertați dacă pare așa. Nu sunt ironic deloc, oamenii n-au timp să gândească. Păi la viteza cu care trăim, când să gândești? Că facem prea multe lucruri, le facem și după aceea gândim. Măcar dacă am gândit și după. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne gândim. Cele 10 porunci sunt o oglindă mare în care ne privim în seara asta ca niște oameni care ne temem de Domnul. Nu uitați că noi într-o zi vom fi judecați. Vom sta în fața preasfântului Dumnezeu, care ne-a atras atenția într-o zi printr-un predicator mai necioplit, într-o zi printr-un predicator mai elegant, dar Dumnezeu a încercat să ajungă la sufletul nostru și să ne curenteze pentru ca să ne oprim, pentru că urmează o judecată. Într-o zi ne vom urca pe cântar. Și de la cântar acolo va fi stânga sau dreapta. Oamenii lui Dumnezeu, îmbătrânim în biserică, îmbătrânim cu Evanghelia în mână, îmbătrânim postind și rugându-ne. Ori acest stil de viață trebuie să producă niște oameni sfinți, niște oameni cu scaun la cap, niște oameni care înțeleg mersul vremurilor și își croiesc o disciplină spirituală pentru ca să atingă excelența și să-L onoreze pe Dumnezeu prin sfințenie. Vă rog, în seara asta, luați-vă un moment de meditație și gândiți-vă în termenii ăștia la viața dumneavoastră. Faceți-vă un program pentru mâine și pentru restul vieții și consacrați-vă mai mult pentru neprihănire, pentru disciplinele spirituale. Investiți mai mult în omul din lăuntru. Investiți mai mult în cer, pentru că oricum pământul ăsta îl vom părăsi. Haideți să ne ridicăm, să avem un moment de rugăciune și apoi să ne despărțim mergând fiecare la casa noastră.